Cu ocazia Marii Sărbători a Creștinătății Ortodoxe, nașterea Maicii Domnului, locuitorii comunei Giurgiuvene Stănești vor avea parte duminică 9 septembrie de un spectacol folcloric pe cinste, organizat pentru al treilea an consecutiv de administratorul grupului de firme Nova Force, Florian Nicolae, sub îndrumarea comisarului șef Ilie Clement, pe locul cunoscut de stănești la Fântână, vor interpreta ansambul folcloric Muntenia al societății Nova Force și nume mari ale muzicii populare românești. Am ales această locație pentru că este una pitorească. Oamenii nu au avut bucuria ca la ei acasă să se desfășoare astfel de spectacole și dat fiind faptul că managerul societății Nova Force, domnul inginer Nicolae Florian, își are domiciliu pe raza acestei comune, am mers de fiecare dată cu inima deschisă pentru a le arăta spectatorilor noștri frumusețea cântecului, dansului și portului popular românesc. Am obișnuit spectatorii ca de fiecare dată să se întâlnească pe lângă membrii ansamblului Muntenia și cu vedete ale cântecului popular românesc. De data aceasta, mai bine zis duminică 9 septembrie, cu începere de la ora 18, vom avea alături de noi două voci consacrate ale cântecului popular românesc, două muntence, pentru că am avut în vedere situarea geografică a orașului nostru și am invitat de data aceasta pe îndrăgitele interprete Daniela Cernea și Simona Dinescu. Spectacolul muzical coregrafic intitulat Mândră zi de sărbătoare va începe la ora 18 și a devenit deja o tradiție pentru iubitorii de folclor din comuna Stănești și nu numai, prezenți în număr foarte mare la astfel de evenimente.